Toată viața am muncit și-am făcut banul cinstit, mă. Am trudit cu greu și chin, nu mi-au căzut din senin, mă. Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul morții lui Petrică Mâțu Stoian. Oamenii legii s-au sesizat și așteaptă rezultatele necropsiei care vor arăta din ce cauză a murit artistul. Vă informăm că la data de 8.11.2021, pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Reșița, a fost înregistrat dosarul cu numărul 2486 penal per 2021, având ca obiect infracțiunea de ucidere din culpă. În cauză se efectuează cercetări privind stabilirea împrejurărilor în care a decedat persoana vătămată Mâțu Petre, la data de 6.11.2021, în cadrul secției de terapie intensivă de la Spitalul Județean de Urgență Reșița. Precizăm că activitățile investigative specifice fazei de urmărire penală, ca prima fază a procesului penal, se desfășoară conform prevederilor legale din Codul de Procedură Penală și au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale, orice persoană cercetată în această fază a procesului penal, beneficiind de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitive, în condițiile legii, se arată într-un comunicat al parchetului de pe lângă judecătoria Reșița. Petrică Mâțu Stoian s-a născut la data de 18 septembrie 1960, la Izverna, Plaiul Cloșanilor din județul Mehedinți. După ce și-a făcut debutul la cunoscuta emisiune Tezaur Folcloric, fiind descoperit chiar de renumita Mărioara Murărescu, Petrică Mâțu Stoian a participat la numeroase festivaluri de folclor și a luat numeroase premii. Din 1995, Petrică Mâțu Stoian era angajat al ansamblului artistic profesionist Doina Gorjului din Târgu Jiu. Cântecele sale sunt adresate omului de rând. Sunt cântece de veselie, tradiții de nuntă sau de înmormântare și doine populare transmise din generație în generație. O să se facă autopsia? Da, da, da. Facem că mi se pare s-au sesizat procurorii și trebuie făcută. Cu tirea, dar dacă s-au sesizat procurorii, nu mai pot eu să fac treaba asta. Trebuie să facă. Știți că nu-i numai el în cauză de la clinica respectivă. Sunt mai multe persoane care au pățit, mai era un băiat acolo cu plămânul spart, mai era o doamnă, deci de la clinica, vin oamenii afectați de acolo, de la clinică, cum a fost și Petrică, cum o pățit și el. Deci după prima ședință l-au luat cu salvarea de acolo. El avea 15 ședințe. Și atunci, la prima ședință, te ia cu salvarea. Când faci o ședință și te ia cu salvarea, înseamnă că ceva a fost neregul acolo. Sunt răbășit, nu vine să cred. Nu vine să cred că am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni. În joi, în jurul orei 20-30 de minute, ne întorceam de la București, eu am mai întârziat un pic. El ajunsese în Craiova și îmi spunea că e drumul destul de aglomerat și nu mai scăpăm o dată de Balșul ăsta și de intrarea în Craiova în jurul orei 18-19-20, e foarte mare aglomerație. Și atunci mi-a spus că pleacă și am zis, bă, dar și tu n-ai de lucru. Zic, dar ce ți-a venit? Nu, Costele, că vreau să mă refac 20 de zile, vreau să stau acolo după COVID-ul ăsta, vreau să plămânii să mi revigorez. Habar n-am ce clinică, ce și cu ce, dar când am aflat astăzi că este rău, nu mi-a venit să cred. Am aflat de la domnul profesor Gușman că după prima ședință s-a simțit bine, apoi a mers seara în cameră, în jurul orei 1-2 s-a simțit, a început să se simte rău, la 3 am înțeles că a venit cu salvarea, l-au dus. Se părea spre dimineață că e mai bine, de la ora 13 lucrurile au început să se complice și iată că s-au complicat atât de tare încât știi și tu foarte bine că ne-am străduit să facem tot posibil să-l aducem în capitală. Aveam promisiuni mâine dimineață la prima oră că elicopterul va fi acolo și îl va aduce dacă va rezista. Din nefericire, inima lui Petre n-a mai rezistat și a plecat dintre noi. A plecat dintre noi. Atât nu mai, scuzați-mă. La un moment dat n-am mai răspuns la el pentru că țineam legătura cu domnul profesor Bușman, cu tine chiar că ne-a întins o mare, mare mână de ajutor. Ai fost alături de noi în toate aceste ultime ore critice.
și am făcut tot posibilul să-l salvăm. Din nefericire, nu s-a mai putut face nimic. Dumnezeu l-a luat acolo. Probabil că a considerat că e mai multă nevoie de el acolo, printre sfinți. Este cumplită vestea. Am înțeles într-un final că rezolvase cu elicopterul pentru mâine dimineață, cu smurdul, să-l aducem, dar când m-a spus, când deja se rezolvase, mă sună Doru, impresarul, și spusă Steliana, nu mai faceți niciun demers, că muri Petre. Cum să moară, măi, că muri Petre. Joi ne-am întâlnit la filmare. Joi am fost la filmare împreună cu Costică Ienceanu. Și atâta am râs. Deci nu avea nicio problemă. Nu ne-a arătat că avea o problemă. Mă luase cumva așa de mijloc și se electrocutase cu mine și acum fac legătura cu ce spuneți cu anticoagulantele. Mă gândesc. Și se electrocutase și zice, măi, m-am electrocutat și mi-a dat sângele. Uite cum îmi curge sânge de la deget. Dar eu zic, păi cum să doar de la electrocutat? Zice, dar ai vreun bol să mă înțep? Nu, nu-mi prind brâul la costum cu bol. Deci, ați văzut cum ne electrocutăm așa când mai atingem de unul de altul. Deci suntem încărcați mai mult. Și s-a electrocutat de hainele mele și a început să-i curgă sânge din degetul mare. Da. Pusesem împreună înainte cu o săptămână la o altă emisiune și după emisiune îmi spune, o chiar citesc mesajul, îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot, îi mulțumesc că vă am pe voi prieteni sinceri și talentați și adevărați, mă simt minunat în prezența voastră. Pusesem cu Mariana Căpitănescu, cu Constantin Enceanu, eu și Petrică. Pusesem într-o emisiune unde cântam live și ne citram și era o emisiune de divertisment. Ei, cum să te desparți joi de el? Cum să te desparți și să auzi după aceea că bunul nostru și coleg și prieten nu mai este de... Imaginați-vă ce gol imens! Când noi o să ne ducem toți trei, unde... Și locul lui va fi gol acolo, el nu este. Deci era atât de bun, era atât de generos. Am ajuns să vorbesc despre Petrică la trecut. Era atât de generos și sărea în ajutorul tuturor celor care îl solicitau. Misiuni să mergem, ce facem acum? Mai mergem sau suntem mai selectivi? Și a zis, eu nu mai merg. Este ultima mea, joi așa mi-a spus, este ultima mea filmare la care particip și vreau să mă ocup și de mine. Doamne. Deci v-a spus că e ultima vreau filmare, da? Vreau să mă ocup, da? Și de mine. Este ultima mea filmare. Nu merg. Încercați și voi să nu vă mai duceți în perioada asta. Ultima mea filmare. Vreau să mă mai ocup și de mine. Și chiar a fost ultima filmare, doamna Sima. Și chiar a fost ultima filmare și când mă uit la fotografie, când mă uit, am făcut împreună cu el și cu Ienceanu de acolo o fotografie, chiar este ultima noastră filmare. Doliu în muzica populară, am gândat bine niște remorci. E, vezi, s-a schimbat și primarul, s-a schimbat și situația. Da. Mă bucur că sunteți în număr mare în această minunată zi de sărbătoare și a zis să fiu alături de dumneavoastră, avem formație extraordinară, colegii mei de la Doina Gorjului, 1 și 1, aplauze, și avem aici un fiu al satului, băiatul prietenului meu Hilie, care din păcate nu mai este printre noi, dar spre final am să-i dedic o melodie așa în amintirea lui. Că atunci când eu m-am angajat la Doina Gorjului a fost un sprijin pentru mine și îi mulțumesc pentru asta. Și ca să nu mai ținem așa vorba, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat. O să vă invit și la joc. O să și jucăm, o să cântăm, o să ne batem, o să facem de toate. De la... Thank you.
Și poate te-ai mânia de ți-aș mai cere ceva, mă. Tu mi-ai scos norocul în drum după sufletul meu bun și mi-ai dat un mir în frunte, o viață să birui multe. Mi-ai făcut viața un cântec, mi-ai dat raiul după suflet și noroc și sănătate, și acum ne am de toate. Mi-ai făcut viața un cântec, mi-ai dat raiul după suflet și noroc și sănătate, acum ne am de toate. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu stă degeaba. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu stă degeaba. Zi-mă! Așa! Pentru băieții trecuți de 60 de ani. Casa mea, dar că am trecut tinerețea, mă. Eu am fost mână de fier, știe Dumnezeu din cer. Am de toate în casa mea, dar am trecut tinerețea, mă. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu stânger degeaba. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu stânger degeaba.